Doi sportivi excepționali de la Clubul Sportiv Municipal Dorna, Alexandru Prâsneac și Claudia Ionela Costiuc, sunt în centrul atenției după ce au fost selectați pentru a primi o sponsorizare prin intermediul programului de promovare a talentelor. Această inițiativă își propune să sprijine și să dezvolte tinerele promisiuni din lumea sportului și a artei. Ediția a 18-a programului a adunat un număr record de 579 de propuneri din toată țara, demonstrând dorința și talentul remarcabil al tinerilor din diverse domenii. Din acest total, 117 propuneri au fost selectate pentru a primi finanțare parțială sau integrală. Una dintre cele mai înalte personalități din lumea sportului, Violeta Beclea, campioană europeană la atletism și doctor în sport, a fost președintele juriului la secțiunea sport. Programul oferă finanțare în valoare totală de 560.000 de lei pentru tinerii sportivi și artiști care au demonstrat rezultate remarcabile în activitățile lor sportive sau artistice. Contractele de sponsorizare vor fi încheiate și expediate după data de 1 septembrie, oferind astfel oportunitatea sportivilor selectați să beneficieze de sprijin pentru continuarea evoluției lor. Fiecare beneficiar poate primi o sumă de maximum 10.000 de lei pentru achiziționarea de echipamente și materiale necesare activității sportive sau pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare. Cristian Prâsneac, antrenor profesor la Clubul Sportiv Municipal Dorna, și-a exprimat bucuria pentru această recunoaștere importantă. El a subliniat că această finanțare vine în urma unui an competițional extrem de reușit pentru sportivii din echipa sa, cu performanțe notabile la nivel național și internațional în anul 2023.